Între mișcare, text și voce. Să faceți trei lucruri complicate în același timp. S-ați reușit să faci într-o oarecare măsură personajele, dar n-a putut să fii un personaj până la capăt, dus pentru că aveți emoția asta a corpului. Și corpul spune, cum să spun, intram într-un soi de panică. Dar momentul a fost, e un moment greu, pentru mine contează și dificultatea momentului. Da, dificultate, normal. Oricum, voi sunteți super talentați și mă bucur că nu, și să nu picați, pentru că... Doamne ferește, le-a ieșit foarte bine, o să vorbim despre întregul show la final, dar vreau să-i dau cuvântul Ozanei. Să vedem din punct de vedere vocal cum au cântat! Din punct de vedere vocal vreau să vă spun că eu apreciez această asumare a voastră. Din fiecare experiență învățați, sunt convinsă că data viitoare o să fie mult mai bine, o să fiți... Astrele vă vor surâde, sper, pentru că potențialul vostru este imens și, într-adevăr, meritați să fiți aplaudați. Bravo vouă! Domnul Temi, all the show. Cu siguranță se vede cu ochiul liber că a fost un moment foarte greu pentru ei doi. Un moment la care au muncit foarte mult. Că nu stați bine pe acele platforme e una. Dacă v-au strâns un pic și ați luat notele care trebuie ca Ozana să fie mulțumită, măcar Ozana să fie mulțumită, e minunat. Ce s-a văzut? S-a văzut mișcarea care a fost la jumătate de preț, cum se zice la noi în actorie. La jumătate de preț, adică intenția de a duce piciorul sau mâna a fost intenție, dar n-a fost dusă până la capăt, tocmai din cauza echilibristicii pe care ați făcut-o. Mulțumim mult de tot, să nu considerați că ați început cu stângul, porniți cu dreptul înainte către canapele. 3, 2, 1 și sincron, bravo, măcar aici. Nu e, n-a ieșit.